ce făceam eu la 25 de ani? Salutare frumoșilor, bine ați venit pe canalul vostru de YouTube, unde învățăm împreună educație financiară și tragem să ajungem la 1 milion de subscriberi până la sfârșitul 2021. Crazy! Probabil vă întrebați ce făceam eu până la vârsta de 25 de ani, în momentul ăsta am 33 și cred că ați văzut din imaginile anterioare. Exact cam asta făceam atunci. Pierdeam timpul, mă distram între ghilimele. Pentru că este foarte ușor să confundăm expresia distrează-te cât ești tânăr că o să ai timp toată viața să muncești cu distrugeți viitorul de cât ești tânăr. Azi vreau să discutăm despre 4 lucruri pe care le-aș fi făcut de la 18 ani în sus până la 25 și de fapt am ajuns să le fac abia la 28 și regret chestia asta. Și sincer să fiu, este singurul regret pe care l-am în momentul ăsta. Am pierdut zeci, sute de mii de euro până acum în business. Am semnat parteneriate cu oameni de rahat. Am greșit tot ce se putea greși în business până să ajungem oarecum de succes. Dar cel mai mare regret al meu nu e niciunul din lucrurile precizate anterior, ci faptul că până la 20 de ani nu m-am concentrat pentru a-mi asigura viitorul. Și am preferat să mă distrez cât sunt tânăr, că am o grămadă de timp după aia. Așa că numărul 1 pe care l-aș face în momentul ăsta, dacă aș avea 18 plus ani, ar fi să dezvolt o pușculiță. Nici nu contează că este un cont bancar sau un borcan fizic în care mai pui bani, important este să-l ai acolo, pentru că se formează un obicei. Știu că am mai vorbit de treaba asta în majoritatea clipurilor și că v-am stresat la cap cu toată treaba asta, însă este cea mai mare greșeală pe care o poate face un om și anume să nu învețe să pună bani deoparte. Deci vedeți cum am pronunțat, să nu înveți. Deci este nevoie să-ți creezi un obicei, nici nu prea contează câți bani înveți să pui deoparte. Asta nu înseamnă să nu mai ieși niciodată în oraș și să nu mai ieși niciodată la club, să nu-ți mai cumperi niciodată haine, să nu mai bei niciodată cafea la Starbucks. Nu asta înseamnă, ci doar să știi că ieșitul excesiv duce la cheltuieli excesive. Iar dacă ți-ai format obiceiul ăsta, de pe acum îți garantez că în 10 ani de zile o să-ți permiți să ieși unde vrei tu, când vrei tu și să-ți cumperi ce vrei tu. Și știu că există o opinie populară. Băi Cristine, dacă nu ieși acum, ce rost mai are la 30-40 de ani? Nici măcar nu o să mă mai simt bine. Bro, îți garantez că dacă ieși de pe acum excesiv, fără să-ți formezi obiceiuri sănătoase, îți garantez că nicăieri nu o să mai ieși oricum după 30, că nu o să-ți mai permiți. Nu o să mai vine să cheltuiești banii aiurea, nu o să-ți mai vine să pierzi nopțile. Dacă vrei să pierzi nopțile de pe acum, poți, însă asigură-te că unele din nopțile astea pierdute pe care le ai în momentul ăsta sunt pentru a spune finanțele la punct și obiceiurile sănătoase. Nu doar stat cu prietenii, pentru că și treaba asta este super apreciată. Hai să trăim cât mai mult, hai să socializăm cât mai mult cu prietenii. Îți garantez că în următorii 5 ani de zile cercul tău de prieteni se va schimba complet. Deci într-o oarecare măsură, tot timpul ăsta pierdut la 19 ani cu prietenii și socializarea a fost oarecum în zadar. Așa cum am pățit și eu cu cunoscuții mei. Și lăsând toată prietenia la o parte, nu trebuie decât să te obișnuiești să pui niște bani deoparte, fără să te atingi de ei atunci când ai de greu, pentru că ăștia sunt pentru investit. Vom vedea mai încolo. În al doilea rând, ți-aș recomanda să încerci mai multe domenii de activitate. Tată, vreau să fiu doctor. Dar de unde știi, fiule? Păi mă uit la Dr. House și îmi place foarte mult. Nimeni nu știe pe lumea asta dacă îi place ceva până nu încearcă. Am crezut că o să-mi placă să muncesc pe platformele petroliere, așa că am fost dispus să merg 4 ani la facultate. Mai târziu am aflat că nu aveam nevoie de facultate, puteam să mă duc să muncesc mai întâi pe platformele petroliere și să fac facultate în paralel sau după aceea. Mi-am format părerea asta pentru că aveam un exemplu de succes în familie care câștiga o grămadă de bani din domeniul ăsta, după mulți ani de muncă, bineînțeles. Și am zis, hei, e pe bani, e de mine. Norocul meu este că mă adaptez foarte repede și am schimbat după aia macazul imediat, pentru că în 2015, când a venit criza de petrol, când barilul de petrol, adică undeva la 160 de litri de petrol, a ajuns să coste mai puțin decât o găleată de la KFC. Și deodată m-am trezit că trebuie să fac altceva. Și norocul meu a fost că eram de puțin timp în industrie, pentru că dacă eram de 10 ani și activam și aveam deja o experiență, probabil că așteptam să treacă toată nebunia aia până să mă angajez din nou. Și cine știe cât dura chestia asta? Chestia că în timpul ăsta, cât aș fi așteptat să-și revină lucrurile, nu aveam nicio siguranță. Și bineînțeles, nu aveam niciun ban, pentru că n-am fost atent la punctul 1 de mai devreme. Așa că cel mai bun lucru pe care ai putea să-l faci, inclusiv dacă ești la facultate în momentul ăsta, ar fi să încerci mai multe domenii. Du-te și fii voluntar la Neversea. Du-te și lucrează câteva luni într-o cafenea sau o șaormerie. Du-te și fii asistentul personal al unui manager de club. Fă-o gratis dacă e nevoie. Lucrează la recepția unui hotel, fii agent imobiliar, etc. Încearcă cât mai multe domenii diferite ca să vezi exact ce-ți place și ce nu-ți place. Și nu trebuie să le faci de-a lungul anilor de zile. Poți să stai câteva luni până vezi și ai gustat oarecum domeniul respectiv. Și nu e vorba doar de exemplele mele pe care le-am dat adinaori. Orice ai în cap în momentul ăsta, orice idee micuță, du-te și încearcă, pentru că nu se știe ce o să iasă de acolo. Pentru că un lucru sigur se va întâmpla după aceea. Dacă nu te duci să faci ceea ce îți propui în momentul ăsta, o să stai cu regret toată viața. Ce ar fi fost dacă? Cum ar fi dacă? Dacă îmi plăcea de fapt aia?
dacă eram de succes în domeniul ăla. Și nu-i nimic dacă nu-ți place niciunul din domeniile pe care le-ai încercat până la 25 de ani. Ai o fire schimbătoare până atunci, pentru că așa este normal și asta este firea umană. Dar faptul că l-ai încercat și nu ți-a plăcut, măcar ți-au dat un răspuns. Bă, nu-mi place acolo, nu-mi place acolo, nu-mi place acolo. Aș mai adăuga că mai degrabă să cauți un colectiv mișto versus un domeniu mișto. Pentru că un domeniu mișto într-un colectiv de rahat nu-ți va plăcea. Pe când chiar și un domeniu de rahat, dar într-un colectiv mișto, o să ți se pară potrivit. În al treilea rând, ce aș menționa este să investești într-un business. În clipurile anterioare am precizat cum ar trebui să investești pasiv într-un business sau activ dacă vrei să te bagi cu bani, lângă un partener sau pur și simplu singur ca să pleci la drum, fără să ai nicio experiență, bineînțeles. Dar de data asta mă refer strict la faptul că poți să investești timp, pentru că timp ai în momentul ăsta. Și poți să-l investești într-un business ca să înțelegi cum funcționează, pentru că ai nevoie să vezi cum intră banii și cum ies banii dintr-o firmă, pentru a învăța circulația lor mai bine. Când eram angajat la Petrom România, și nu eram la benzinărie, ci eram inginer petrolist. Știam doar 3 lucruri: salariu, program de lucru și responsabilitățile zilnice. Atât, nu mă interesa mai mult, pentru că ce? Nu era responsabilitatea mea să le știu pe restul. Mentalitatea asta este una de om sărac, pentru că nu are legătură dacă ești angajat sau antreprenor. Faptul că nu ești dispus să faci măcar 1% extra într-o firmă, pentru că tu crezi că o faci pentru patronul ăla jegos care oricum te jegmănește de bani și totdeauna se plânge că nu are bani. Asta te va ține sărac pentru tot restul vieții. Dacă ți-ai schimba un pic de tot perspectiva ca să-ți dai seama că tot ce faci acolo este strict pentru tine și experiența ta, te dai seama că tot ce faci acolo este doar ca să te ajute pe tine pentru viitor, fie că te duci la o firmă mai mare, fie că îți deschizi o afacere. Cea mai mare prostie pe care o fac majoritatea este să facă destul la o firmă și apoi să se plângă că, vezi, Doamne, nu sunt apreciați de patron, și apoi să-și bage picioarele și să zică, bă, mă duc și îmi deschid propria firmă. Și în primii 2 ani de zile dau faliment, 80% din ei. De ce? Pentru că au plecat la drum cu aceeași mentalitate de om sărac. Mă duc să fac doar destul în propria firmă. Iar propria firmă are nevoie să investești timp și bani în ea. Pentru că este nevoie să faci mai mult în fiecare zi dacă vrei să o dezvolți. Pentru că dacă nu o dezvolți, o bagi în faliment cu siguranță. Chiar dacă nu vrei să-ți deschizi pe viitor propria firmă și vrei să te muți la o companie mai mare, pentru că trebuie să progresăm cu toții. Faptul că ai făcut mai mult decât ți s-a cerut acea mică, ai învățat mai multe lucruri, ai mai multă experiență practică, asta te va pune în top în ochii angajatorilor. Bă, ăsta este dispus să facă mai mult față de 99% care vin doar pentru salariu. Deci investește mai mult timp ca să înțelegi cum funcționează locul tău de muncă în firma respectivă. Cum e marketingul, cum este legislația, cum sunt clienții, cum e departamentul financiar. O faci pentru tine. Și am ajuns la punctul 4, îmbogățește-te rapid. Asta este ca o glumă, pentru că întotdeauna atunci când o să încerci să faci chestia asta, o să sărăcești pe termen lung. Dacă bagi la pariuri, deja știi chestia asta. La fel și la păcănele. Toată lumea știe că în 80% sau peste 80% din cazuri, casa câștigă. La ruletă, la fel. Așa că de ce ai vrea să joci împotriva celor care câștigă? Pentru că și dacă câștigi o dată mai sănătos, știi foarte bine că ajungi să bagi banii aia înapoi. Ține minte chestia asta, orice investiție pe termen scurt va dura doar pe termen scurt. Așa că cel mai important lucru, dacă tot vrei să pierzi banii aia, mai bine pierde-i pe niște experiențe de viață care te va ajuta în viitor. Pe experiențele de la butoanele aparatelor sau pe ghicit combinația perfectă de meciuri de pe un bilet. Bagă-i la bursă, de exemplu. De fiecare dată când ai face un bilet de, 30 de lei pe săptămână, tu te și bagă mai bine în indicele S&P 500 de pe eToro și lasă-i acolo pentru 10 ani de zile. Fă asta și săptămâna următoare. Sau bagă-i în Bitcoin. Sau poate în acțiunea Apple, la McDonald's, la Coca-Cola, care plătește și dividende. Fă-ți obiceiul ăsta pe termen lung, pentru că întotdeauna pe termen scurt vei pierde bani. Dacă nu faci foarte mulți bani, dollar cost average este cea mai bună variantă ta de a intra în piață cu bani, pentru a-ți forma un portofoliu pe termen lung care ajunge să te plătească după câțiva ani. O să-ți formezi practic un obicei sănătos cu investiții micuțe. Deși peste 10 ani nu ai strâns cine știe ce, după ce ai băgat la mișto $100 la început și apoi dollar cost average câte $10 pe săptămână, măcar ai acolo un 15.000 de euro. Doar că ceea ce nu poți realiza în momentul ăsta este că după ce ți-ai format obiceiul ăsta sănătos, o să găsești soluții să vii cu dollar cost average și mai mult și o să poți să pui și mai mult deoparte. Dacă reușești în medie să pui $50, nu din prima desigur, dar o să poți cu siguranță mai târziu. Deci deja investiția ta este 2,5x. După primii 5 ani vei vedea cum o să te descurci să pui din ce în ce mai mult deoparte, pentru că cu timpul ai găsit soluții pur și simplu să câștigi mai mult și să economisești mai mult. Așa cum am făcut și eu și au făcut și alții cu investiții pe termen lung. Și vei vedea practic cum portofoliul tău în 10 ani de zile poate depăși 100-200.000 de euro. Așa că dacă mai vrei o idee de investiție pe termen lung, îți recomand aplicația Maiar și o să-ți las un link în descriere, unde dacă depui primii $200, primim $10 și tu și eu. Cu banii aia poți cumpăra apoi Elrond pe care să-l pui la staking să câștigi între 10 și 15% anual. Și bineînțeles, după aceea să vii cu dollar cost average, așa cum fac și eu în momentul ăsta. Asta doar dacă vrei. Pe lângă asta, am creat un canal de Discord și o să-ți
las link în descriere și pentru el. Te aștept și acolo, este intrare liberă și facem podcasturi săptămânal. Iar dacă dai join la noi pe canal și ești membru, o să ai anumite percuri și o să poți să pui întrebări live în podcast. Și deci, mersi că te-ai uitat până la final și ai îndurat atâtea reguli și condiții, dar trebuie să ne formăm obiceiuri sănătoase și să facem niște sacrificii dacă vrem să ne asigurăm cât de cât viitorul. Și dacă ai găsit măcar o informație bună în clipul ăsta, lasă un like pentru că ajută foarte mult canalul și lasă și un subscribe pentru că tragem să ajungem la 1 milion de subscriberi până la sfârșit de 2021. Așa că pe data viitoare ne vedem în următorul clip.